Hram, orașul să fie supus verificării cu detectoare de metale. Toate persoanele care să fie depistate obiecte interzise, adică ar să fie documentate și întoarse înapoi, adică ar să fie strict în interzis trecerea lor în Piața Mare Adunării Naționale. Am convenit acum cu Direcția de Comerț ca la măsura dată, adică e hramul orașului, să fie acceptat realizarea băuturilor alcoolice ușoare, în afară de băuturile tare, adică de vodcă și de coniacuri. Anul trecut, tot așa am discutat la ședințele date, au fost și preîntâmpinați acești agenți economici care realizează aceleași băuturi răcoritoare sau slabe, sau, dar câțiva agenți economici au fost depistați care au realizat și băuturi spirtoase tare, adică aceeași vodcă și aceeași coniac. La ziua de astăzi s-a primit decizia că să fie vândut aceeași bere, dar să fie tot realizate în plastic, să nu avem acele realizări aceeași bere sau același vin să fie realizat în sticlă, tot în plastic. Este dorit ca să confirm conform cerințele noastre. Asta e, domnul primar. Mulțumesc.